Eu de asta am și dat citire la postul articol de din codul civil. De ce domnul Fudurache? Ce a zis? Domnul Ghiuț întreabă cu poate participa odată ce a ieșit, odată ce a renunțat sau da. Legea permite să mai participi dacă... De v-a spus... Păi nu, dar dumneavoastră și comisia dacă... Dați, că eu nu am... Deci și-a înțeles, a renunțat la faptul că a vândut animale. Ulterior... Nu am dat animale. Am dat un număr din animale. Nu am dat animale. Ați... Da. Da, ați înstrăinat un număr de animale și pe articulul ăsta și a reziliat contractul. Dacă spune legea să participe, participe, dacă nu, nu participe. Deci vă spun, eu nu pot să vă îngrădesc dreptul ăsta, dar dacă nu duceți la capăt obligațiile contractuale, veți suporta toți legi, consecințele legii. Bine, urmăm cu ăsta primul vot, am terminat cu el, nu? Pentru că contractele se încheie pe 10 ani și nu putem să facem în fiecare an licitație pe aceleași lucruri. Dumneavoastră mergeți la pășunat, pe perioada de pășunat, pe urmă, după ce se termină perioada de pășunat, reziliați contractele și pe urmă, înainte de a începe pășunatul, iar veniți și licitați. Deci asta este o joacă și un abuz de drept. Eu nu pot să constat abuzul de drept și buna credință aplicării, dar vă îl simt. De asta vă spun că instanța poate să vă preacească. Asta am înțeles. Cine anul ăsta, cine nu respectă, că nu respectă, cine o să facă contract și o să rezilie la doamnă, iar o să fie o problemă. Am înțeles. Dar eu deci să, eu nu pot să vă sancționez. Numai instanța pe Instanța, înțeles. Au făcut o lege, dumneavoastră luați măsurile care stă în vigoare. Ce vreau, atât vreau să spun, aud în toată lumea, dacă eu am acum dreptul la acest vot. Să participi. Conform legii. Conform legii. Dacă se permite, 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 dacă nu nici nu, dacă nu nici o treabă, eu vin. Eu vin și să aud în discuții, eu vin și eu nu particip. Dacă dumneavoastră spuneți că particip, o particip. Deci v-am spus. Este scris și în procesul verbal de evaluare a dosarelor. Da? Nu putem să încălcăm procedura concurențială, deci nu pot să vă îngrădesc dreptul niciunui. Da, dar doamna ministru, este... Da, dacă se repetă, după aceea se va... Da, eu asta am înțeles. Dar dacă eu am avut, exact cum a spus domnul Fudurache, dacă eu am avut, am trecut terenul ăsta. Dacă am dreptul, acum la acel teren, să particip la această licitație. Dumneavoastră m-ați numit acolo, nu am înțeles. Păi, este că sunt toți medici. Pot, dacă pot, e medici. Da. Da, deci, cine începe licitația? Am un pas, eu. Cu cât începeți? Spuneți-mi exact.
Da, și așa nu rămâne la 2000. E ducem. Deci domnul Fundular de 11.946. Da? După aceea, domnul Ghiuță, mai adăugat? A zis, da, 22 a zis amaci în pornă. Nu, dar a rămas iar unul. Păi nu, a rămas atunci, am înțeles pasul, adică nu ne-a zis domnul Fundular de pasul, primul pas a fost. Am doilea, rămân tot pacea mea și s-a auzit, nu am lăsat. Dumneavoastră, da? Nu simt în pace. Și acum am ridicat, după aia ridicat... Stați așa un pic, stați să vă calculez și la dumneavoastră. Deci nu știu... 2000, da? Pasul. Domnul Fundular chiar a zis. Nu, dumneavoastră. 22 a zis, zice, în până și-o zic 22. Sunteți a doilea. Al doilea pas. Când îl... Păi da, la 2500. 2500, ca să fie... 2000. Nu scoate 1.500, că e sub pas. 1.700. Deci s-a ajuns la domnul Ghiuță la 12.416. După aceea, domnul Cipoia, sunt din dumneavoastră? 12.400. Deci domnul Ghiuță a terminat cu 12.000... Păi da, și a dat domnul Fudulache. 446. 46. A dat domnul Fudulache. Cât a dat? 18. Am zis să rotunjim sumele, să nu mai stăm să calculăm la viață. Nu mai stăm cu obiectul, să facem seama. Păi de asta am zis să facem. Păi trebuie să dăm bani, să nu știu mă sumă mai bine un impuls, dar ei bani. Deci ridicați la 18.000, da? Bun. Următor. 20. Domnul Cipoia.
Prezidente. Și atât din nou. Și nouă sau... Și două, și doi. Deci, domnul funcționare, să câștiga lotul cu 74.000 de lei. Cineva obiecții, termenul de punere a contestațiilor este între 19.04.20 până la orele 13. În termen de 5 zile vă invit să veniți să încheiem contractul de pășunat. Prezentul proces verbal se va afișa pe site-ul instituției. Și declar ședința închisă.